Iată-ne în fața dumneavoastră. Suntem prezenți ca la un sondaj. Că acum azi la modă iară sondajele, că urmează alegerile. Eu am făcut un sondaj și m-am uitat așa. Cam 90% dintre privitori ne urmăriți pe Facebook, restul de 10% pe YouTube. Și ce să fură pe TikTok bună dimineața și bine v-am găsit, share, subscribe, dați să afle toată lumea despre întâlnirea noastră din această dimineață binecuvântată de 9 iunie. Ce spune ultimul sondaj? Spune că dacă duminica ar fi alegerile, 31% ar vota PSD, 20% PNL, 17% AUR, 5% UDMR. 99% ar vota să meargă la grătar ce a scăzut PNL-ul, ce a crescut aurul, Simion nu se lasă, iar soacra mea este cea mai mulțumită. 5% intră și în Parlament, măi, fără UDMR-ul la uh, guvernare nu se poate așa ceva. Cel mai mult a scăzut încrederea în Klaus în Iohannis. Ăsta avea o încredere cam cât aveau români în pompieri și în biserică. <răză> și acum are încredere 12%. Încrederea e 12%. Practic, nici nevastă să nu mai crede în el. Iohannis, gunoiul, nu cred că duci gunoiul. Ar trebui să faceți ceva, domnul președinte. Mai scoateți-o cu aeronava prezidențială, mai duceți-o pe Florida, pe Japonia, pe ceva. Că vorba aia. Soția ca o plantă trebuie odată la rădăcină. Domnul președinte, vă rog să mă ascultați. Că eu știu ce zic. Eu știu ce zic. 12% încredere în Iohannis. Practic numai chiria și lui mai au încredere în el că nu o să le mărească chiria. <laughs> Apropo de sondaje, 0% ați dat azi o cafea. Mulțumesc frumos, dar site-ul rămâne acolo, buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Nicu Bendea, când aveți vreme, când avea Că pic cu pic se adună. Uitați-vă, în America un YouTuber a cumpărat o stradă întreagă și toate casele le a donat angajaților lui. No, ce zici, Vlade? Eh, e băiat are milioane, zeci, sute de milioane de subscriber și au permis omul să cumpere o stradă cu cășile de pe ea și să zică, nu, asta la ăla care face editare, aici stă ăla care face filmarea, nu? Și o, o, -o. -o cumpără, nu, vedeți că se fac bani din internet, noi nu facem, dar ni insistăm să intrăm în legătură. <laughs> să intră... Măcar un Stradă, să <laughs> Râsul ăsta mi-aduce aminte de știrea aia că o bunică de 80 de ani cu nepoate sa de 14 ani fumau droguri. <laughs> <laughs> îți dai seama. Nu, -i, nu știu cât e de râs, cât e de plâns. Dar și bunica aia totul să nu-și dea seama, zice, ne mai relaxa chestia asta. Păi zice, decât să-i fac zilnic, să-i fac alt fel de mâncare, băgam un cui și era tot ok. Părinții în străinătate și vedeți ce se întâmplă până la urmă. Au ajuns cazul la poliție, s-au luat măsuri și așa mai departe. Dragostea bunicilor, că îmi dă de zi de zi, o țără de extazi, să văd bine dragonii, se întâmplă plăpățești, nu-i așa? În fine, Adina Abuzat o celebra creatoare de modă, ne recomandă să ne ținem blugii în congelator. Ci că blugii nu se spală așa de des cum am crede noi, e mai bine ca să ai textura, fibra lor, ca să țină mult, e bine să îi pui în congelator. 24 de ore îi pui la înghețat, după aia ei îi, 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 îi pui pe un Pe să... păi aia ziceam și eu că dacă din greșeală, Doamne ferește, scoți vinetele și când se decongelează vezi că blugi. Deci, bun, dar pune mai multă maioneză și tocă mai mărunt. Bă, ce sfaturi ne dau creatorii de modă. Mâine, poi mâine o să ne spună să ținem în frigider că cămășile, tricourile, oricum, la cât îți descumpe mezelurile și cărnurile, ce ai în frigider? A, păi, mi-am pus ținută de iarnă. <laughs> nu? Carmen Hara, prezicătoarea Carmen Hara, a prezis că la toamnă vor fi multe greve. Și-o mai prezis ceva, da, că după septembrie vine octombrie. A. Asta e genial, genial. E, e, o prezicătoare. Tot timpul după ce s-a întâmplat, prezice. Zbără. Noi da, 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 da. Și iarna, iar o să ne ia prin surprindere, dar e mijloc de iunie, bucurați-vă de zilele libere pe care le aveți, nu vă mai rețin, atât am avut de zis, bai mie cop să cu bende, acolo puteți dona cafea, că îi pe, vorba, îi pe mâini bune, nu, îi pe guri bune. <laughs> Sănătate multă, zici și tu ceva. Beau și eu cafea. De unde? O să primim. Numai bine! Share, subscribe! Yeah!